Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Sorin Veșteman și astăzi am să vă arăt un truc grozav. Totul s-a întâmplat într-o vară și de asta am acest pachet verde care să simbolizeze prospețimea verii. S-a întâmplat acum 1, 2, 3 ani poate, hai 4 ca să fie mai frumos. Când un băiat și o fată am să mă întorc așa, ca să nu văd cărțile, că l-aș putea vedea în monitor, un băiat și o fată, imaginați-vă că ăsta este băiatul, le pun bine, și aceasta este fată, da? Nu le-am văzut. Cei doi s-au întâlnit pe bancă, exact cum am spus acum 4 ani, într-o vară în parc. Nu și-au luat niciun contact, mă refer e-mail, telefon sau altceva. Și au început să meargă fiecare în direcții diferite, dar s-au gândit unul la celălalt. Au început să se amestece printre mulțime, printre oameni. Au început să se gândească fiecare unul la celălalt. Am să fac chestia asta ca să mai amestec cărțile. Le amestec așa într-un mod mai aleatoriu. Cei doi aveau același gând, să se revadă. Dar cum? Când băiatul merge doar prin mall, iar fata nu. Glumesc. Haideți să mai amestec și cărțile să fie și mai amestecate. Le amestecăm așa. Da? Încerc să fie cât mai random, să spun așa. Ca cei doi să se regăsească, trebuie să intervină eu. Și imediat vă spun care este băiatul și care este fata. Aceasta este fata. Aceasta este băiatul. Fata și băiatul. Trucul pe care tocmai l-ați văzut este foarte ușor de executat. Am să vă învăț chiar acum. Dar asigurați-vă că sunteți abonați la canalul New Magic Films. Apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a fi la curent cu ultimele trucuri. Bun, pentru a face acest truc aveți nevoie de un pachet de cărți de joc. În cazul în care nu aveți toate cărțile, trebuie să scoateți una sau două. Sau ideea e că trebuie să aveți număr par de cărți. Va trebui să puneți o carte neagră, una roșie, una neagră, una roșie. Tot pachetul așa, da? Deci tot pachetul de la stânga la dreapta, negru-roșu, negru-roșu, negru-roșu. După ce le-a spus, ar trebui să înceapă cu o carte neagră, să se termine cu una roșie. Sau invers, să înceapă cu o carte roșie să termine cu una neagră. Indiferent, dar nu să nu se termine cu aceeași culoare, să înceapă cu roșu, să termine cu roșu. Bun. Deci aveți pachetul aranjat în felul acesta. Puteți să și arătați pachetul, dar ați văzut că l-am arătat foarte rapid. L-am și arătat, l-am și închis. Da? L-am făcut așa. Pe urmă, voi puteți să tăiați pachetul de câte ori vreți voi, pentru că întotdeauna va rămâne o carte cumva neagră jos și sus roșie, sau invers, să fie jos roșie și sus neagră. Dar întotdeauna va rămâne chestia asta opusă. Tăiați de câte ori vreți voi. Vă puteți opri când vreți și în momentul ăsta va trebui să selectați două cărți. Apropo, nu trebuie să puneți capul pe masă, să fiți penibil cum am fost eu. Eu am făcut asta pentru că am vrut să demonstrez că nu văd cărțile și tot le ghicesc în urmă. După ce v-ați oprit din tăiat, să presupunem că v-ați oprit aici, nu contează tot tăiați, puteți să tăiați la infinit, că pachetul rămâne în aceeași ordine, adică întotdeauna va fi una roșie și pe aia neagră. Hai să mai tăiem o dată. Eu în video m-am și uitat la ultima carte să văd dacă e roșie sau neagră. Am văzut că era roșie și am început, și acum e roșie, și acum știu că urmează una neagră și zic, imaginează-ți că asta este un băiat, pentru că e carte neagră, și asta este o fată, pentru că e carte roșie. Uite, s-au numit și două cărți frumoase. Foarte important, amintiți-vă că întâi dau prima carte, după aia a doua carte, da? Iar apoi când le întorc în pachet, le întorc invers. În așa fel încât să coincidă culoarea de jos cu cea de sus. Adică ambele să fie roșii. Hai să mai facem din nou. Deci începem din nou trucul, tăiem câteva ori pachetul. Am rotit doar așa o dată pachetul și am și văzut cartea asta. Adică am doar rotit o dată și pachetul. Dar puteți să vă și uitați, că nu e niciun fel de problemă. Deci, văd că e o carte neagră. Știu că sus începe una roșie. Și zic, mi-a zis că asta este fata, chiar dacă e o popă, și asta este băiatul.
Acum că le întorc în pachet, le întorc invers, da? Adică gen, ca să coincidă cea de jos cu cea de sus ca și culoare. În momentul ăsta puteți să mai tăiați pachetul de câte ori vreți voi, îi spuneți că pierdeți cartea în pachet. Apropo, veniți cu propria voastră poveste, nu trebuie să o folosiți pe a mea, eu am improvizat, am inventat ceva pe moment și a ieșit chestia cu molul, cu fata, cu băiatul și... Nu știu, ideea e să vă găsiți propria voastră poveste mai bine. Bun, cărțile sunt pierdute prin pachet. În momentul ăsta, va trebui să puteți să mai tăiați pachetul de câte ori vreți voi. Veți pune 4 coloane, așa, numărând de sus, da? Și le puneți așa. Să aveți grijă să nu le amestecați. Le puneți fix în poziția asta. Împărțiți toate cărțile. Eu am și vorbit în momentul în care am împărțit cărțile ca să nu plictisesc spectatorul, adică pe voi. Bun. Va trebui să amestecăm astea două între ele și astea două între ele. Doar dacă facem o mică pauză și ne uităm, toate cărțile de aici sunt negre, mai puțin una, care este roșie, și anume asta, care este cartea spectatorului. Asta vă arăt eu vouă, dar nu trebuie să arătați la nimeni. Și aici la fel, toate cărțile sunt roșii, mai puțin una neagră, care este asta, cartea spectatorului. Și ați văzut, eu am zis că amestecă astea două pachete între ele. Puteți să le luați oricum, dacă nu știți să amestecați așa ca și mine, puteți să le amestecați, gen le puneți una peste alta și le amestecați fix așa. Ați văzut, am amestecat prima grupă cu a treia și a doua grupă cu a patra. Și acum pur și simplu le pui una peste alta și acum deja tu știi care sunt cărțile, pentru că dacă te uiți prin pachet, poți să vezi o carte diferită în cărțile astea și la fel și aici o carte diferită în cărțile astea roșii. Acesta a fost tutorialul pentru acest truc. Dacă v-a plăcut, repet, like, subscribe. Puteți să dați și un comentariu dacă am explicat bine, dacă am mers prea repede, dacă am mers prea încet, ce am omis, ce ați vrea să mai vedeți și ne revedem la următorul tutorial sau review, cum considerați voi. Hai, vă pup, noapte bună!